De-a lungul timpului, omenirea a fost preocupată de modul în care se alimentează, constatând că organismul fiecăruia dintre noi tolerează sau nu anumite alimente. Cercetarea științifică a făcut progrese, așa încât, la ora la care discutăm, știm că organismul uman își retrage din alimentație tot ce are nevoie pentru a se hrăni și a avea o rezistență la îmbolnăviri. Este foarte important pentru noi toți să știm ceea ce consumăm, ceea ce mâncăm, pentru că, de fapt, se spune că suntem ceea ce mâncăm. Atât de mare este influența alimentelor asupra noastră, practic pentru că organismul își retrage din alimentație tot ce are necesar. Este vorba de imunglobuline, este vorba de imunitatea care trebuie să o ținem la nivel înalt pentru a ne putea apăra de boli, iar dacă alimentația nu este de calitate și de asemenea corespunzătoare grupei sanguine, atunci avem foarte mari probleme. Eu am plecat la acest studiu, să-i spun, gândindu-mă că aș dori să țin o dietă de scădere în greutate. Și plecând de la asta, am studiat acest manual, care este absolut deosebit și îl recomand tuturor. Este vorba de alimentația celor patru grupe sanguine. Și este foarte important, dacă dorim să slăbim, că de aici am plecat eu cu acest studiu, dacă dorim, acest fapt se face într-un anumit context și în anumite condiții, nu pentru a lua tot felul de medicamente sau altceva, ci numai pentru a consuma foarte dăunătoare, ci numai a consuma ceea ce organismul nostru poate să digere și să-și retragă foarte bine tot ce are nevoie din aceste alimente. Cercetătorii au constatat faptul că fiecare individ trebuie să aibă cunoștințe despre ceea ce tolerează organismul său, încercând să evite îmbolnăvirea din cauza alimentelor pe care organismul nu le tolerează. Președinta Asociației Piatra Soarelui, doctorița Gabriela Popovici, a acceptat realizarea unui ciclu de emisiuni informative în care se explice conținutul cercetării medicului american Peter D'Adamo, publicat în cartea intitulată Alimentația adecvată celor patru grupe sanguine. Vedeți, sunt mai multe probleme pe care le putem discuta vis-a-vis de alimentații. De foarte multe ori pacienții vin la noi și ni se plâng de diverse alergii. De fapt, oricum îi întrebăm dacă sunt alergici la anumite medicamente pentru a nu le recomanda acele medicamente. Mă refer la bolnavi astmatici sau cei care au diverse alergii. Dar problema este că alergiile apar și la alimente. Da? Pentru că fiecare aliment conține, luat pe structură chimică, anumite componente chimice. Pentru unii pacienți, ele sunt absolut normale și nu au niciun fel de reacție. Pentru alți pacienți, au diverse reacții, începând de la tulburări digestive, grețuri, vărsături, diaree, până la apariția de erupții cutanate, să spunem de la un simplu ou care îl mănâncă sau o brânză de oi sau mai știu eu ce. Deci, acele substanțe care există și care se numesc pectine, ele pentru anumite persoane sunt benefice, pentru anumite persoane sunt interzise dacă doresc persoanele respective să se simtă bine. Americanii au plecat de la acest studiu, este vorba de doctorul Peter D'Adamo, care spune foarte clar, studiind de ce unii au anumite afinități pentru niște alimente și alții le fac rău același aliment, și s-a constatat că există tot felul de afinități pe grupe sanguine. Deci, sunt alimente pe care unii pacienți le suportă având anumite grupe sanguine și acest fapt este demonstrat foarte bine pe un tabel care îl avem aici și pe care îl putem discuta și care este practic o sinteză a acestui manual care îl recomand tuturor telespectatorilor. De unde poate fi el procurat? El poate fi procurat și de la noi, de la Asociația Piatra Soarelui din Policlinică etajul 2, camera 77, printr-un telefon, dar cu programare, pentru că cu solicitare, pentru că trimitem și noi mai departe la o firmă, nu vreau să-i fac concurență, să reclamă, vreau să spun, și făcând comanda respectivă, în două zile ne vine coletul.
nu se găsește în librării în mod normal. Se găsește într-o firmă de produse naturiste, dar nu vrem să facem reclamă. Cine dorește, ni se adresează și putem discuta această. Conform cercetărilor, oamenii sunt încadrați în patru grupe sanguine, respectiv 01, A2, B3 și AB4, care imprimă anumite caracteristici organismului uman. În grupa 01 este cuprinsă 60% din populația globului. Sunt patru grupe sanguine. 01, A2, B3 și AB4. Deci toată populația acestui pământ are aceste grupe sanguine care au fost cercetate și foarte bine studiate pe diverse teme de studiu. Noi am discutat, adică mai mult în spital, știm foarte bine de aceste grupe sanguine, de transfuziile care se fac în afecțiuni severe care necesită aceste transfuzii, de compatibilitatea de grup, pentru că altfel apare șocul trombolitic și este să ajunge la deces dacă se încurcă aceste grupe. Dar de acest capitol se ocupă foarte bine serviciul ATI transfuzii. Dar este foarte importantă această grupă sanguină pentru că ea imprimă anumite caracteristici persoanei, caracteristici care sunt asemănătoare cu caracteristicile date de ADN și sunt mult mai pregnante decât caracteristicile date de rasă sau de religie, să spunem. Oamenii care au grupa de sânge 01 sunt mari consumatori de carne, au un tract digestiv riguros, organismul lor are o paletă ridicată de enzime care ajută digestiei și au o rezistență ridicată la îmbolnăviri și toleranță la stres. Prima grupă sanguină, care este în cea mai mare, în cel mai mare procent în populație, în jur de 60% din populație are grupa 01 și este grupa care imprimă anumite caracteristici. Și anume, grupa 01, în primul rând, este grupa vânătorului, spunem. Pentru că, de fapt, este grupa cu cea mai mare vechime istorică de-a lungul evoluției omenirii și este grupa care o avea, pe care o aveau vânătorii. La momentul respectiv vorbim de preistoric. Aceștia au anumite caracteristici proprii și este vorba de faptul că sunt consumatori de carne. Deci ne gândim că la momentul respectiv preistoric ei vânau și mâncau carne de vânat. Asta era, nu erau agricultori. Agricultorii apar ulterior, mai încoace, mai înspre noi și grupa de agricultori este imprimată pe A2. Dar grupa 01, deci sunt vânătorii, consumatori mari de carne, cu un tract digestiv foarte riguros, cu o foarte mare paletă de enzime digestive, care digeră foarte bine, dar în special produsele de carne. De asemenea, sistemul imunitar este foarte bun la aceste persoane. Ei se îmbolnăvesc mai greu, cu dificultate, pentru că imunitatea este la superlativ. Mai ridicată. Mai ridicată. De asemenea, au foarte bună toleranță la stres. Grupa 01 are foarte bună toleranță la stres. Toți cei care au grupa sanguină 01 pot urmări emisiunea Interviu cu Flora Ordean de la postul nostru de televiziune, în care este invitată președinta Asociației Piatra Soarelui, doctorița Gabriela Popovici, care dezvoltă și explică conținutul acestui interesant studiu științific, din care putem afla ce trebuie și ce nu trebuie să mâncăm pentru ca organismul nostru să tolereze alimentele.